Bun găsit la noi ediția emisiunilor DC News. Eu sunt Tudor Curtifan. Astăzi continuăm seria discuțiilor în ceea ce privește securitatea cibernetică cu o propunere în ceea ce privește supply chain. Să discutăm despre securitatea cibernetică și acest concept de supply chain. Alături de mine, online de această dată, doamna Oana Buzianu, Chief Information Security Officer la Wintech. Doamna Buzianu, bine ați venit la DC News și ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit și bună ziua tuturor. Și din studio, domnul Sergiu Zaharia, Cyber Security and Privacy Officer Huawei România și Republica Moldova. Domnule Zaharia, bine ați revenit la DC News. Mulțumesc, bine v-am găsit. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să mă îndrept către doamna Buzianu și aș vrea să vă întreb, doamna Buzianu, ce se înțelege prin acest concept supply chain și care este legătura acestuia cu securitatea cibernetică, dacă ne puteți explica în câteva cuvinte, vă rugăm frumos. Da, vă pot explica ce înțeleg eu. Ce înțelegeți dumneavoastră? Securitate, da. Supply chain este un lanț de aprovizionare care constă dintr-un sistem, este de fapt un sistem compus din organizații, oameni, activități, resurse, informații, toate furnizează produse sau servicii consumatorilor. La fel ca și alte bunuri, există un lanț de aprovizionare de securitate pentru dezvoltarea componentelor și echipamentelor hardware și software, adică cele necesare în tehnologia informației, care ar trebui și de multe ori sunt identificate și gestionate corect de către companii, tocmai pentru a-și proteja interesele și pentru a-i proteja și pe clienți și pe utilizatorii finali. În mediul de acum, de astăzi, extrem de globalizat, nicio companie nu este izolată și nu e o insulă. Este parte dintr-un ecosistem care cuprinde un număr foarte mare de entități cu care compania desfășoară activități comerciale. Cum am spus, clienți, angajați, parteneri, furnizori de materiale și furnizori de servicii. Împreună, toate constituind organizația extinsă. Dacă iau în considerare câteva scenarii, cum ar fi un furnizor externalizat pentru am un furnizor externalizat pentru procesarea unor tranzacții și acesta decide să iasă din afacere trimițând pe ultima sută de metri o notificare minimă. Ce fac mai departe? Sau ce fac în situația în care un contractant, un furnizor contractat nu-mi livrează marfa la timp și mă pune într-o situație delicată și dificilă față de clienții mei și până la urmă mi-afectează și numele sau reputația companiei. Poate un alt client nemulțumit de produsele companiei mele mă compromite pe o rețea media sau pe o rețea socială. Cred că ce am spus mai devreme sunt niște situații care au fost și care cu siguranță se vor repeta și care au un anumit grad de importanță și care reprezintă o problemă de gestionare a riscului în compania mea. Ceea ce înseamnă termin imediat. Sigur. Ceea ce înseamnă că eu trebuie să lucrez continuu, să pregătesc ca și companie toate aceste riscuri prin responsabilitate, prin prioritizare, prin gestionare și prin actorii implicați la nivel de companie, Chief Risk Officer sau managerul de risc și financial officer, deci directorul financiar care are un cuvânt important de spus și
nu în cele din urmă Chief Information Security Officer, principalul pion sau principalul actor care are obligația asigurării că infrastructura IT sprijină businessul organizației, care trebuie să minimizeze riscul în mediul IT, care trebuie să evalueze, care trebuie să comunice impactul mediului IT, mediului de business. Da. Domnule Zaharia, apropo de atacuri cibernetice, au existat în ultimul timp, chiar m-am notat, exemplul companiei SolarWinds, care au atacuri asociate unor vulnerabilități pe acest concept de supply chain. Care a fost cauza primară a acestora din punctul dumneavoastră de vedere? SolarWinds este doar unul dintre atacurile mediatizate. Chiar recent, în iulie anul acesta, ENISA a scos un raport cu atacurile de tip supply chain, bazate pe supply chain, cele mai mari, evident, din lume. Undeva la 24 de atacuri în anii 2020 și jumătatea lui 2021. Și a analizat cauzele acestor atacuri. Dar pentru a răspunde la întrebare, trebuie să ne gândim că un atac de tip supply chain presupune două atacuri. Un atac asupra furnizorului și al doilea atac asupra țintei. Da? Adică prin furnizor, atac ținta. De asta îl numim supply chain. Da, da, un lanț. De... Un lanț. Ce a rezultat din raportul ENISA este foarte interesant. La nivelul furnizorului, undeva la 66% dintre metodele de atac sunt necunoscute. Deci furnizorul nu știe ce l-a lovit. Asta odată. Doi, din partea furnizorului către organizația țintă, care, să zicem, sus în lanțul trofic, da, au fost două tipuri de atacuri sau de metode cele mai importante. În proporție de 60 ceva la 100 fiecare, pentru că ele pot fi de ambele categorii. Prima și cea mai importantă, aș zice, în engleză sună trust relationship, deci încrederea pe care o ai în furnizorul tău. Asta e prima. Și a doua pondere egală, malware, da? Virus și troieni, backdoor și așa mai departe. Toate aceste atacuri arată ceva, că furnizorii au o maturitate în zona de cyber security în general mult mai scăzută decât a organizațiilor ținte. Dar, ca să răspund la întrebare, ceea ce a contat cel mai mult a fost lipsa de maturitate a furnizorilor în zona de cyber security, pentru că ei nici măcar nu știu ce a lovit. Da? Asta înseamnă că nu ai vizibilitate, deci nu poți să te protejezi împotriva ceea ce nu vezi, nu? Sau nu înțelegi. Și încă un lucru important, undeva spre 70% a fost țintit codul sursă, da? Aplicațiile software ale furnizorilor atunci când a fost atacat atacată o organizație precum SolarWinds sau alte organizații. Nu e singura, pur și simplu e cea mai mediatizată. Da. Deci aș putea spune că dacă ne uităm strict pe raportul ENISA, software-ul produs de furnizori și lipsa de maturitate acestora în zona de cyber a fost cumva cauza principală a atacurilor acestea foarte mediatizate din ultima vreme, din ultimii, să zicem, 2 ani de zile. Din ultimii 2 ani. Dar e o diferență, doamna Buzianu, între, nu știu, atacurile cibernetice, le-aș numi, dacă greșesc, convenționale și aceste atacuri de supply chain, adică sunt alte metode utilizate, mai ales cum a spus și domnul Zaharia că 60% dintre furnizori nici nu au identificat sau nu identifică. Și când identifică aceștia că au fost loviți, să spun așa? În general, prea târziu. Prea târziu. Cum a spus mai devreme domnul Zaharia, malware-ul din atacul SolarWinds a pătruns în inima companiei țintite, modificând un cod al unui fișier sau mai multe coduri și putând să preia controlul asupra companiei, eu zic că acolo fie nu s-a
tratat corespunzător un asemenea risc, deci managementul riscului a fost tratat superficial, fie s-au gândit că nu li se poate întâmpla. Pentru că dacă s-ar fi aplicat principiul minimului privilegiu în toate punctele cheie despre care a vorbit și domnul Zaharia și deci punctele unde se scrie și se dezvoltă cod, poate s-ar fi împiedicat acel lateral movement, adică atacatorul nu ar fi putut să-și ducă la bun sfârșit atacul sau poate că șansele să fie expus ar fi fost mult mai mari și obținerea de privilegii ar fi fost întârziată sau nu s-ar fi întâmplat. Deci, un hacker sau un grup de hackeri care poate să aibă acces la aplicații, la servicii, la datele companiei țintă, spune că poate ocoli, de fapt, orice fel de autentificare și poate să dețină controlul, deci poate deveni în fața clienților însăși compania pe care a țintit-o. Zic eu că aici este foarte important implementarea unor politici și a unor controle puternice de securitate a identității, deci de restricție a acestui acces privilegiat în sistem, care cred că pot să reducă sau pot să detecteze timpuriu genul ăsta de atac și altele de altă natură. Care sunt urmările le-a spus și doamna Buzianu, care, cum se pot remedia ele și mă gândesc în acest lanț de aprovizionare, sunt furnizorii, nu știu, vulnerabilitatea companiilor țintă? Da, păi se spune așa că atacurile de gen supply chain se bazează pe faptul că în cadrul adică vulnerabilitățile organizațiilor care au un nivel de securitate destul de ridicat, adică investesc o grămadă de bani într-un framework de securitate, deci cele mai mari vulnerabilități din acele organizații sunt în alte organizații. Și e normal să fie așa, pentru că tu... Avem și noi discuția asta mai românească uneori. Vrei să te duci să obții un document sau, mai știu, să obții ceva de la, nu știu, o autoritate și... Încep să întrebi, cunoști pe cineva acolo, ai pe cineva? Da? Adică încerci să faci bypass la procesele existente. Da? Utilizând un lanț de încredere. Niște oameni care cunosc pe alți oameni și ajung acolo. Așa funcționează și în supply chain. Organizațiile investesc sume fabuloase unele în programe de securitate de zeci de milioane de euro sau de dolari și sunt lovite printr-un furnizor. Acum, ar trebui să ne gândim un pic și la, apropo de partea asta pe care o spunea și Ioana, să ne gândim un pic la ce spunea mai înainte legat de software. Codul sursă e cel mai atacat. Și haideți să mergem un pic în zona producătorilor de automobile. Citeam la un moment dat că codul sursă, da, software-ul, de pe o mașină smart, deci nu din aceea ultra-conectată, ultra-autonomă, smart, asta din zilele noastre, ajunge la undeva software-ul la 100 de milioane, peste 100 de milioane de linii de cod. Dacă printezi chestia asta pe A4, pe o singură coală, obții un număr de coli înalt cam linia asta de 100 de metri. Da? Cât casa presei? Casa presei are 104. Da? Deci imaginați-vă cod sursă. E suficient să găsești o vulnerabilitate într-una din paginile respective și deja poți compromite parțial sau total un autovehicul. Dar faza cea mai interesantă este că acest cod e dezvoltat doar parțial de creatorul mașinii. El este importat de la alți furnizori, care iau librării de la alți furnizori și așa mai departe. Și atunci tu nu ai vizibilitate după colț, așa, după ce vezi tu la primul maxim, primul furnizor, tu nu mai ai vizibilitate, nu știi ce face celălalt furnizor. Și atunci măsurile pe care trebuie să le iei sunt cumva
mai puțin de natură tehnică și mai mult de natură relațională. Trebuie să discuți cu furnizorii. Să incluzi în partea ta de risk management. Lucru care încă nu se întâmplă. Și încă un lucru vreau să adaug pe punctul ăsta. A apărut un raport de curând al unei firme, nu o să dau numele, unei firme de securitate, care spune așa că în urma atacurilor gen SolarWinds și celelalte atacuri, executivii, marea masa lor, directorii executivi din companii, top managementul, undeva la 98% sau ceva de genul ăsta, sunt foarte îngrijorați vis-a-vis de supply chain. Dar pe de altă parte n-au făcut mare lucru. Asta este raportul respectiv. Și încă ceva, sunt cumva într-o dezbatere dacă departamentul de IT security sau departamentul de dezvoltare software trebuie să trateze problema asta de supply chain. Ceea ce e o eroare. Pentru că asta e o problemă de management. Dar încă este tratată ca o problemă tehnică. Ea are o rezolvare tehnică prin evaluări de securitate, dar nu e o problemă tehnică, e o problemă de governance. Da. Și din cauza asta vedem atacuri. Vă rugăm, vă rugăm. Nu, aș fi vrut să adaug chiar în context că, de fapt, sunt activități integrate și nu le-aș separa una de alta, pentru că veșnica dilemă dacă e privacy sau este cyber security, dacă este technical sau dacă este legal. Ele sunt integrate și interdependente. Chiar dacă activitatea este comercială, este rezultatul integrării unui sistem IT în schimb de date, informații, evenimente și așa mai departe. Poate că din această nevoie de a clarifica o anumită responsabilitate a apărut regulamentul de protecție a datelor. Da, să rezolve aceste conflicte și să gestioneze cumva altfel riscul. Dar nu e o coordonare sau nu e o încredere între furnizori sau care ar fi explicația din punctul dumneavoastră de vedere? O am de întrebare pentru ambele, pentru doamna Buzianu și pentru dumneavoastră. Adică, oare, doamna Buzianu a spus că multe companii cred că nu li se poate întâmpla. Adică, se înțeleg riscurile oare la cel mai înalt nivel? Vă rog. Da și nu. Pentru că contractele cheie sau contractele în general nu sunt revizuite și monitorizate așa cum stabilește entitatea care guvernează industrie sau juridic. Deci industria care impune anumite cerințe pentru buna desfășurare a activității și cerințele legale. Practicile de securitate ale subcontractanților, cum spunea Sergiu mai devreme, sunt tratate puțin mai, nu mi se poate întâmpla, sunt un pic mai superficial tratate. Cum poate fi stabilită această încredere? Cred că e una dintre cele mai delicate de răspuns întrebări pentru mine. Dacă aș fi client final, aș spune că aș evalua vulnerabilitățile echipamentelor, dispozitivelor, înainte de orice. Înainte, de fapt, de a le folosi în rețeaua mea corporativă. Tocmai ca să evit sau să minimizez riscul de tipul celor de la SolarWinds. Da? Deci un malware introdus în echipamentul meu de care eu nu știu și folosesc echipamentul. Aș mai elabora un plan de corecție pentru actualizarea software-ului sau firmware-ului pentru toate echipamentele pe care le am în rețea. Aș evalua riscul la furnizorii asupra cărora fie am îndoieli, fie reputațional
nu sunt foarte sigură că nu mi-aduc riscuri suplimentare în derularea contractului. Aș verifica angajații care au acces fizic la un data center, la computere specifice. Cred că nu e o acțiune independentă, cred că e o acțiune permanentă cea legată de încredere. Pentru că ar trebui să-mi conving partenerii să partajez, de fapt, riscurile cu partenerii mei din lanțul de aprovizionare. Pentru că, indiferent de tehnologia pe care o utilizăm, mediul de partajare a amenințărilor se bazează pe comunitățile de oameni. Bună, Zaharia. Dacă cum vorbim, se stabilește această încredere? Da, e foarte dificil trebuie, întrebare. Trebuie un pic să ne uităm din nou la raportul ENISA. L-am citit recent și mi-a rămas în memorie încă o idee de acolo foarte importantă. 83%, dacă nu mă înșel, oricum, un procent mare, din furnizorii care au fost compromiși și datorită cărora, sau prin care, nu neapărat datorită cărora, s-a lansat apoi atacul către organizația țintă, sunt companii din sectorul tehnologiei. Paradox, acum, oare? E un paradox. Un alt paradox. Iar cei care au fost atacați, de multe ori nu sunt din domeniul tehnologiei. Și atunci tu, dacă nu te pricepi așa de mult la tehnologie, ai mai multă încredere în cineva care se pricepe. Și tocmai acolo este paradoxul. Pentru că acei furnizori care ofereau diverse servicii, IT, SI și alte tipuri, nu numai zona asta, neavând un sistem, bine, eu când zic că nu aveau un sistem de securitate performant, nu spun că erau praf. Da. Nu, trebuie să ne gândim că 50% dintre atacurile respective sunt lansate de grupuri APT, Advanced Persistent Threat, adică grupuri care au resurse foarte mari, sunt persistente, atacă 6 luni, 2 ani dacă e nevoie. Da? Deci sunt și cei care atacă foarte, să zicem, motivați și cu resurse. În general. Nu neapărat că au și atacul foarte sofisticat, dar ei au resurse. Dar dacă ne gândim la paradoxul acesta al încrederii, eu sunt, nu știu, un retailer și cred că un furnizor de cloud este mai sigur decât mine. Adică înțelege partea de securitate cibernetică mai mult. Și poate că eu, dacă sunt un retailer, nici nu am capabilitate să testez software-ul, pentru că există conceptul ăla, Trust But Verify, da? Am încredere în furnizor, dar poate mai iau din când în când niște module software și le scanez eu la mine acolo cu niște tool-uri specializate sau angajez o companie terță care oferă astfel de servicii și dau seama dacă sunt vulnerabilități, pentru că acum nu există tehnologii care să poată să analizeze partea asta de software. Pe hardware e mai complicat, dar pe software este mai ușor. Dar tocmai asta e ideea. Această încredere vine din faptul că eu mă folosesc de niște organizații care furnizează tehnologie. Și pentru a crește nivelul de încredere, trebuie să am o relație foarte bună cu acel furnizor. Și să fac și sunt companii care fac supply chain risk management sau suppliers risk management, care analizează furnizorii și își dau seama că unii răspund la nevoile mele de securitate și alții nu. Însă există o inerție, atâta vreau să mă adaug pe punctul ăsta, există o inerție în sensul că din acel raport de care vă spuneam anterior, făcut de o firmă de securitate, rezultă că nu numai că executivii, da, sunt conștienți și ei chiar își doresc să se ia măsuri împotriva furnizorilor care nu respectă măsurile, dar undeva la 50-60% dintre companiile respective țintă, da? Sau organizațiile de sus din top, nu au modificat procesul lor de procurement. Nu au adăugat 60% nici nu au adăugat întrebări suplimentare. Nu mai zic de o relație cu furnizori. Nu poți să ai cu toți furnizorii. Unii au 2000 de furnizori. Dar cu furnizorii cei mai relevanți, să spunem, nu au o relație încă. Au o relație de trust blind. Da. Ceva de genul ăsta.
Da, ați spus că ați vorbit de atacuri, nu știu, perseverența atacurilor, 6 luni. Persistența, exact. 6 luni, 2 ani. Da, cât de dese sunt pentru cei care ne urmăresc, cât de dese sunt aceste atacuri și dacă ce procent e de reușită? Pentru că bănuiesc că la 2 ani sau... În principiu, da. Există două tipuri. E un val de atacuri, așa, cu o cetate asediată mereu? Sau cum e? Aproximativ. Dar sunt două tipuri de atacuri. Trebuie să vedem atacurile oportunistice. Okay. Da? Gen, lansezi un malware în internet și cineva dă click și se infectează. În general, end-useri ca noi. Da? Ca la pescuit. Da. Exact. Ceva de genul ăsta. Și mai există atacuri țintite, ca la pescuitul de balene, unde vrei să... Da? Cu harponul, da? Știi cam ce balenă vrei să pescuiești. Dacă vorbim strict de supply chain, într-un an jumătate, dacă ne uităm la raportul ENISA, dar se cam dublează atacurile de la un an la altul, ca număr. Au fost, deci, raportul la 24 de atacuri, într-un an jumătate. În 2021, dacă nu înșel, de 4 ori mai multe decât în 2020 sau ceva de genul ăsta. Deci este o curbă, să zicem, spre exponențială. Bine, încă nu avem o curbă, că avem 2 puncte, dar urmează. Ideea este următoarea. Organizațiile trebuie să înțeleagă că în ziua de astăzi, și multe înțeleg asta deja, nu mai există conceptul de protecție 100%. Tu ești compromis la un moment dat. Cineva te atacă. Dar trebuie să te pregătești pentru impact. Dacă ai un grup Advanced Persistent Threat, APT, care te atacă constant, este clar că undeva tu ai fost compromis. Dar ce înseamnă să te pregătești de impact? Înseamnă că deși ai fost compromis și deși acel grup, de exemplu, vrea să-ți ia datele personale sau financiare, tu trebuie să ai niște măsuri ca să eviți ieșirea celor date în afară. Și cum? Există tehnologii care se numesc Data Loss Prevention, sunt Database Activity Monitoring și multe alte tehnologii în afară de criptare, care cumva monitorizează accesul, ieșirea datelor în afară. Doar anumitor date, scuze. Date cu caracter personal, date financiare, date de proprietate intelectuală. Toate aceste informații sunt monitorizate de niște tehnologii care sunt destul de mature la momentul azi. Și atunci tu ești pregătit de impact. Ai pe cineva înăuntru, încearcă să-ți ia datele, dar nu poate să le scoată, pentru că tu vezi. Deci, da, atacurile respective au succes. Da. Contează foarte mult însă impactul pe care la o dată ce sunt materializate. Doamna Buzianu, v-aș întreba... Vă rog. Aș adăuga, nu cred că i-a scăpat lui Sergiu acest aspect, dar eu aș adăuga educația personalului. Da. Care cred că orice advanced persistent threat se bazează sau vizează acel personal, nu i-aș spune needucat, i-aș spune insuficient implicat în ceea ce înseamnă un atac reușit. Ce înseamnă un click pe un atașament care poate să producă dezastre. Degeaba eu ca organizație am controle tehnice adecvate. Degeaba investesc în aplicații automatizate, în managementul riscului, în Enterprise Risk Manager. Dacă nu există acel echilibru între o soluție tehnică complexă, potențial inutilizabilă de către personalul meu nepregătit suficient pentru împotriva atacurilor. Vă rog. Da, asta am vrut să spun. Nu cred că există organizație care să protejeze 100% sau să se protejeze și să protejeze 100%. Mai devreme sau mai târziu, totul se învață din acele lessons learned. Odată ce am fost atacat, știu să împiedic cel puțin atacuri similare.
Domnul Zaharie a dus discuția în zona de confidențialitate și de protecția datelor. Aceasta era chiar una dintre întrebări și chiar următoarea. Și care e riscul generat de supply chain, de acest concept în zona de protecția datelor, mai ales cu cele cu caracter personal, pentru că ele sunt, e un subiect foarte sensibil în societate, nu doar la noi, în general. În general, atacurile țintesc date, procese sau chiar oameni. Pentru date și informații, evident. Sau pentru bani. Inclusiv, raportul ăsta era o cifră ceva de genul ținta finală în organizația țintă a atacatorilor, în proporție de 58%, dacă nu mă înșel, erau datele. Nu neapărat date cu caracter personal. Și acele erau și o parte. Acela. Date financiare, alte tipuri de date. Riscurile, evident, dacă ne uităm numai la cifra asta, este foarte mare asupra datelor. Acum, însă, trebuie să ne gândim un pic la diverse tipuri de roluri în supply chain, din punctul ăsta de vedere al datelor. Odată, există un flux al atacului dinspre un furnizor. Cum este atacul gen compromis software-ul furnizorului și organizația țintă folosește acel software pentru, nu știu, managementul rețelei. Și atunci, dacă am compromis software-ul, pot să am acces în rețeaua organizației ținte și să ajung la date. Și iau datele acelei organizații. Care date? Pot fi date financiare sau datele clienților organizației respective. Mai este varianta de outsourcing cumva prin care, de pildă, un spital își transferă partea de analize de laborator către un laborator terț. Nu? Și atunci dă datele clienților respectivi și acolo sunt și date sensibile la un moment dat, pentru că vorbim de chestii medicale. Da. Și mai este încă o chestie foarte interesantă, dar o să revin. Ideea este că aceste două, să zicem, tipologii acoperă cam 90% din să zicem, rolul fluxului ăsta al atacatorului în supply chain. Ce pot să fac aici? Păi, din păcate, eu tot asupra software-ului trebuie să acționez dacă vreau să-mi protejez datele. Adică, pentru a-mi proteja datele acolo, spuneam, trebuie să mă pregătesc de impact. Adică am criptarea datelor sau pseudonimizare, am niște măsuri de control al accesului, dar se presupune că aceste măsuri de control al accesului sunt deja compromise. Am data minimization în GDPR, chiar e pusă ca și condiție, adică colectez cât mai puține date despre clienți, despre, nu știu, date financiare și așa mai departe și le stăchez în cât mai puține locuri și protejate mult mai bine. Deci sunt niște principii care, spuneam că mă pregătesc de impact, mă uit să văd unde pleacă datele din organizația mea. Și evident că s-ar putea să văd cam 2000 de fluxuri prin care ies datele. Dar trebuie să-mi fac un proces astfel încât să-mi dau seama că dintre cele 2000 de fluxuri, da, un flux pleacă către bancă, să plătesc salariile angajaților. Da? Am nevoie să trimit băncii date. Alt flux pleacă la laboratorul de analize cu date clienții ca să vedem dacă au COVID sau nu au COVID. Da? Și așa mai departe. Deci sunt niște fluxuri legitime și trebuie să depistez și acele fluxuri legitime, fie cu tehnologii tradiționale, care deja sunt tradiționale, spuneam, data loss prevention, fie cu tehnologii gen end-user behavior analysis, prin care văd un user ce tip de acces nou sau abnormal, da, ciudat, are la datele respective. Dar spuneam că mai este încă o chestie foarte interesantă. Am citit de curând o analiză a modului în care autovehiculele astea smart și, să zicem, conectate și în viitor autonome, învață să circule. Nu există încă seturi de date foarte importante ca să ajuți o mașină să învețe, pentru că nu există istoric al mașinilor autonome, nu? Pe șosea. Da. Și atunci există, așa zisul, concept de federated learning, da? În engleză, adică învățare distribuită, când un furnizor de automobile din acestea transmite un dataset din ăsta pentru instruirea algoritmelor de machine learning către alți furnizori, astfel încât datele să rămână confidențiale legate de traseele anterioare și așa mai departe.
din motive de privacy. Ei, există atacuri deja de genul model inversion, care, așa se spune, nu intru în detalii, care încearcă să detecteze dataset-ul anterior de instruire. Și atunci, dacă ne gândim la un supply chain de know-how, pentru că nu există numai de servicii și produse, există un supply chain de know-how. Tu, ca să dezvolți un automobil autonom în viitor, ai nevoie de know-how, da? De dataset-uri de instruire, de exemplu, de la mai mulți furnizori. Dar asta duce la un risc major de acces la datele care au intrat în procesul de instruire a celorlalți. Adică oameni poate care au mers cu mașini, ce pedale au apăsat, ce butoane, dacă au fost șoferi umani sau alte elemente de privacy. Deci trebuie să ne așteptăm în viitor și la un nou tip de atac pe zona de supply chain de know-how. Nu numai de date de procese, produse, servicii și așa mai departe. O să fie un viitor foarte interesant. Foarte interesant asta. Domnul Buzianu, se adaptează, cum spunea și domnul Zaharia, se adaptează modurile în care se efectuează aceste atacuri, totul într-o continuă dinamică. Se adaptează și ține pasul în aceste adaptări și aparatul de securitate. Aș completa înainte de un potențial răspuns la întrebarea anterioară cu riscurile generate de lanțul de aprovizionare, de supply chain în domeniul protecției datelor. Regulamentul general de protecție a datelor cu caracter personal, în articolul 28, a venit în sprijinul acestui ecosistem cu niște dispoziții specifice pe relația operator împuternicit și lanțul de aprovizionare. Respectiv, toate principiile de protecție a datelor și nu doar securitatea să fie tratate corespunzător. Adică transmiți principiul securității și cerințele de securitate în organizația subcontractantului, a procesatorului, prin lanțul de aprovizionare. Pentru asta, același articol 28 limitează operatorul la utilizarea unor împuterniciți care nu pot oferi garanții specifice și rețineți acest termen, garanții specifice cu privire la implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice, spune regulamentul, adecvate pentru respectarea protecției datelor. Această idee de garanții suficiente cuprinde mai mult decât crearea unui contract sau utilizarea contractului este un mecanism cheie de control, dar se concentrează pe dovezile asupra competenței persoanelor împuternicite, subcontractanților din lanțul de aprovizionare. Apropo de exemplu pe care l-a dat mai înainte Sergiu cu furnizorii de servicii de cloud. Deci dacă eu nu pot prezenta garanții suficiente că pot aplica măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare, atunci externalizez către o terță parte, cum ar fi furnizorul de cloud, care mă asigură că riscurile mele sunt diminuate prin externalizare și verificarea corespunzătoare a acestor riscuri se face conform legii, conform regulamentului. Bun, aș vrea să închem cu o întrebare pentru ambii invitați. Am vorbit de soluții pentru aceste atacuri. Eu v-aș întreba dacă există soluții tehnice pentru a spori reziliența supply chain-ului, atacurilor de acest tip în momentul de față și cred că se leagă și cu întrebarea precedentă cu adaptarea la ceea ce a spus dumneavoastră, la noi tipuri de atacuri și know-how, cum ați povestit.
Vă rog, dumneavoastră și încheiem tot cu doamna Buzeanu, da. Cum am început emisiunea. Dacă ne, dacă ne uităm un pic la statistica asta covârșitoare în, scuze, în favoarea software-ului atacat, da? Adică okay. software-ul este unealta prin care este atacat un furnizor și ulterior prin rețea țintă, de, da. Prin relația de încredere compania țintă. Cred că aplicând acel principiu Pareto 80-20, ar trebui să ne gândim la măsuri de securitate software, care, din fericire, există ca măsuri tehnice. Poți să scanezi codul tău software produs de tine, poți să scanezi sub diverse forme, da? Mai multe tipuri de teste, codul sursă creat de furnizor, dacă ți-l dă așa și vezi în el, vezi codul, poți să scanezi inclusiv cod făcut executabil, da? Aplicații deja în care tu nu vezi, dar există soluții de verificare inclusiv la acel nivel. Deci, asta ar fi primul lucru pe care poate să-l facă organizația țintă. Da? Evident, cea mai bună variantă este să comunice cu furnizorii, astfel încât ei să facă, și, da. Da, ei să facă chestiile astea, să scaneze anti-malware, și așa fac marile companii de software în general, scanează anti-malware software-ul înainte de a-l transforma, al compila în sfârșit și a-l transforma într-un executabil și a-l da mai departe. Asta dacă vorbim strict de software. Dacă vorbim de un ecosistem, am văzut că există niște tendințe evidente de a merge spre partea de blockchain. Blockchain e acea structură distribuită care are o proprietate foarte importantă, faptul că are o mulțime de noduri, o mulțime de entități și fiecare entitate ține acolo niște, o listă de tranzacții. Și este un concept foarte utilizat mai nou în absolut orice. Această relație de încredere, de exemplu, prin care se validează faptul că software-ul este integru, nu a fost modificat, nu are malware în el introdus recent, se poate face această verificare de niște entități dintr-un blockchain, astfel încât tu, ca și companie din topul lanțului trofic, da, care ar putea fi ținta unui atac de tip supply chain, nu mai vorbești doar cu furnizorul tău și accepti de la el, aștepți de la el să ia niște măsuri, verifici și cu ceilalți din ecosistem și ei verifică la rândul lor partea de software și atunci tu beneficiezi de o majoritate de încredere, nu numai o entitate. Da. Și am văzut că în mediul academic se tinde cumva în zona asta, în aduce partea asta de trust într-o zonă distribuită. Nu mai cred un singur furnizor, cred mai puțin, dar mai mulți. Asta este o chestie foarte nouă și care ia avânt din ce în ce mai mult. Doamna Buzeanu? Păi, Sergiu, am răspuns la întrebarea asta. Scuze, nu pot decât să adaug acea proiectare by design și by default în a interfețelor securizate de la, din faza de proiect și să mă asigur că am un, în urma atacului, dacă se întâmplă să fie vorba de un atac, că pot să gestionez și pot să continui, să-mi continui afacerea, pot să-mi recuperez datele tocmai ca să pot să continui afacerea, să actualizez, să mă protejez suplimentar împotriva amenințărilor, să tratez corespunzător riscurile emergente și să fac acel continuous awareness, deci să mă pregătesc permanent pentru că acest mediu este un mediu extraordinar de dinamic și faptul că am implementat niște măsuri, niște controle, respect legislația, nu înseamnă că sunt conform sau că sunt compliant și pot să stau liniștit că până la alte atacuri sau alte regulamente. Exact. Doamna Oana Buzeanu, domnul Sergiu Zaharia, vă mulțumim foarte mult pentru prezență, că ne-ați acceptat invitația și ne-ați dezvăluit atât de multe despre această zonă de securitate cibernetică și supply chain foarte, foarte interesantă și la fel de importantă și cu siguranță și pentru cititorii noștri.
Vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc la rândul. Și noi vă mulțumim. O zi frumoasă în continuare.